Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Este momentul să trecem la înghite acum. Următorul moment și Luca l-a pregătit astea special în această dimineață. Ăștia au prăduit, pentru că astfel că alo. Deci ăștia au prăduit, vi dau un fapt. Au prăduit de la sponsor un pachet de brânză, nici măcar de capră, cum a zis domnul Luca, că el ar merge pe capră. Capră merg pe chișuri. Așa de servit cu grisine de-astea de care ai luat tu. Deci ați mâncat un pachet întreg de brânză, nu? Că n-ai fost în stare să auci o pâine. Da, da, de vacă. S-a mâncat inventarul, să știți. L-am trimis după pâine, a venit cu stixuri. Da, foarte bună. Da. S-a mâncat foarte bun. Dar nu ți se pare că suntem obsedați de mâncare? Adică primim mesaje noi, inclusiv că nu vorbim de mâncare. Nu cred. Dar am primit un mesaj tulburător din teritoriu în această dimineață. Da, nu, deci am primit un mesaj tulburător din teritoriu în această dimineață, cu mult înainte de rubrica Culinaria. Evident. Noi astăzi nu am vorbit despre merdenele, dar... Dar am primit în urmă cu aproximativ o oră acest mesaj de la Ioan din Arad. Sfâșietor mesaj. Am să-l citez în tocmai. Vă rog să mă ajutați. Mi-ați făcut poftă de merdenelele de care vorbiți mereu. Mereu. N-am mai vorbit deci de 200. Iată, mâine. Vorbim mereu. Mereu. A, nu, cred că am zis eu ieri la bătălia hiturilor că aș recompensa un vot cu o merdenea. Așa. Eu cred că aici... Aici bate. A fost? Și continuă Ioan. M-am dus la covrigăria Gigi și am cerut merdenele cu brânză. Ei au covrigi? Mi-au răspuns că noi nu avem merdenele, doar pateuri. Repet, acțiunea se desfășoară la Arad. Asta e o blasfemie. Și Ioan zice, întreabă, oare e vorba de același produs, doar se zice altfel pe la noi? Ei bine, drag ascultător Ioan din Arad, ne-am documentat pentru tine și răspunsul este nu. Pateul este totalmente diferit de merdenea. Ioan, Vlad îți va oferi în cele ce urmează un răspuns complex. Eu i-am scris, Ioane, zic, caută pe Google merdenea să vezi poza. Da. Păi că n-am știu cum să-i descriu diferența. Dar nu ține doar de formă. Adică merdie și de, cum să spun, de conținut. Nu doar forma și la figurat. E mai uleioasă. Na, fii atent aici, că este documentare serioasă. Deci, dar înainte de asta, pentru că după aia vreau să vă propun ceva. Da. Spuneți-ne pe WhatsApp dacă oriunde pe lumea asta, oriunde vă aflați, dacă ați găsit merdenele altundeva decât în România. Da, și nici măcar în România am senzația că peste tot. Adică nu, la iată, în Arad nu există. Dacă ne ascultați din străinătate, unde anume ați găsit merdenea? Că merdenelele sunt pătrate, asta știm. Sunt pătrate și plate. Da. Și am găsit o explicație de la doamna Laura Laurențiu. Știți, doamna Laura Laurențiu este doamna cu rețeta de ecler la tavă care se judecă cu doamna Jamila. Așa. De vorbirăm noi în urmă cu... E bine că ai precizat. Da. Și pe site-ul dânsei am găsit așa. Cui nu-i plac aceste pachetele de foi foițe fragede cu brânză savuroasă la mijloc, numite merdenele? Și totuși ele sunt o parte din copilăria noastră. După care, doamna corectă, atribuie sursa, zice, această rețetă de merdenele am cules-o de pe forumul culinar.ro, pe vremea când era foarte activ. O fată pe nume Lorena Diaconu a postat acolo o rețetă pe care a numit-o Macedonia. Citindo, mi s-a părut că ar putea fi chiar rețeta de merdenele păstrată la secret de patiserii. M-am apucat, spune doamna Laura, să fac rețeta Lorenei. Și mi-au rezultat, ce credeți? Niște merdenele de toată frumusețe, exact așa cum le știm dintotdeauna. Deci marea șmecherie sau secretul la merdenele care le deosebește de pateuri sau de purceluși cu cărnăciori și altceva... Da. Este că aluatul, după ce se face... Iau ușor. Da. Deci se face aluatul, nu știu ce, după care el se porționează pe câte merdenele vrem noi să facem. Nu vă dau toată rețeta. Dar fiecare guguloi de aluat, după ce se lasă la dospi și așa mai departe, el se întinde cu sucitorul să face subțire, se dă cu unt semi-topit, se împachetează, se dă la frigider și după aia se scoate mai încolo și se întinde din nou. Și în acest aluat, care este deja îmbibat de un tic, că de-aia sunt uleioase, acolo se pune umplutura, brânzică de obicei. Eu n-am simțit. Și se face pătrățel și se dă la cuptor. În viața mea n-am simțit unt în merdene. Poate le fac, cred, cu margarină, dar industrială. Sau poate margarină, da. Nu știu. Dar uite, dar acum că știm că există merdenele de casă, cred că o să încerc. Da, o să muncești de o să sară capace. Da, asta e, tati. Și secretul este esențial. Aici, pentru domnul Ioan, iată și răspunsul după ce am dat această explicație pe larg. Pentru dumneavoastră, răspunsul poate fi sintetizat în următorul dialog între cititoarea Daniela și doamna Laura. Daniela întreabă, de ce nu se poate împărți aluatul la sfârșit, după procedurile de împachetare?
mulțumesc. Și doamna Laura răspunde: asta este specificul acestor produse, că se lucrează individual la merdenea cu sucitor. Altfel, ar fi doar niște pateuri din foietaj. Ordinare. Da, deci... la noi, la patiserii, nu cred că se fac manual una câte una, că n-ar avea cum să le facă. Altfel, avem foarte multe mărturii din teritoriu. Zice că macedonii, cum le zice acolo în rețetă, sunt numite merdenelele la Iași. Na. Ne spune Ciprian. Oare cum o fi? În Grecia e bugața aia și cineva zice că e același lucru, dar eu nu cred că e același lucru. Eu zic că sigur nu e același lucru. S-a mâncat, nu-i la fel. Luca, vezi că poate... Stai că Oana ne zice că în Turcia seamănă cu merdenelele gözleme. Da. Am mâncat și gözleme. Vezi, poate poți să mă ajuți tu unul din ultimele 10 mesaje. Începe așa, neața în Germania... E pronunția în germană și el a făcut aici Germania în de mic. Baden-Württemberg. Așa. Am găsit în mai multe cafenele ceva asemănător. Se numesc aici Weichkäsetaschen. Ce-a făcut? Mă rog. Weichkäsetaschen. În traducere, portofele cu brânză moale. Între telemea și feta. Taschen Weichkäsetaschen. Taschen e portofel. Taschen e poșetă. Și la noi a ajuns tașcă. Să știi că sunt multe. Da. Staul, de exemplu, știi că în Germania, când e coloană care nu avansează, se numește Stau. Și cred că de acolo că... e românesc cu stau. Nu. În ceea ce privește... latinesc, poate staul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.